Salut, băieți, fete, bine v-am găsit la Mintema Frumos, episodul. Deci da, înregistrare de minute, dar lungi, nu altă. Da, hai să începem. Salut, eu sunt Sheng și bine v-am găsit Salut! la Mintema Frumos, show în care minciuna cântărește mai mult decât adevărul, cântărește mai greu și mai ales modalitatea de a minți și modalitatea de a vrăji cealaltă echipă este cea mai importantă. Practic, vrăjeala triumfă în această emisiune, fraților, este un joc Iaus. psihologic. Fiecare dintre minunații mei concurenți din această seară are niște cartonașe cu povești. Ei nu au văzut ce scrie pe cartonașe, dar înainte ne-au spus câteva povești reale din viața lor. Pe cartonașe poate să fie o poveste reală pe care omul chiar s-o fi făcut, fie una complet falsă, complet fabricată, iar echipa cealaltă trebuie să-și folosească skill-urile psihologice, să interogheze pe omul care se laudă sau îi este rușine că a făcut povestea respectivă și să determine adevărul, este sau nu adevărată. Câștigă un punct dacă nimerește adevărăciunea sau falsitatea poveștii. Avem în această seară două echipe minunate, bineînțeles, întâi aplauze pentru capitanii noștri, Costi și Gami OS. Capitanii de echipă, în partea asta o avem pe Cesima, în concurență chiar cu iubitul ei, Teo. Bogdan Techeș pentru prima dată pe canalul meu, fraților. Mă bucur să te am aici, Bogdan, și Bacovia. Ați înțeles care ideea? Totul este despre psihologie, totul este despre vrăjeală. Îmi place muzica de pe fundal. Hai să începem cu prima echipă și cu capitanul echipei, Gami. Ai cuvântul. Hai să auzim povestea ta. Hai să vedem cât de bun ești pe mangreară. Prima mea parolă de pe YouTube conținea numele unui personaj de desene animate și data nașterii al taică-miu. Ce personaj de desene animate? Bă, de ce le are foarte vagi? Nu se dau parolele, brother. Păi prima, nu mai, dar nu mai era prima. Ce personaj? Care era parola? Prima oară nu mai e. Vrei să zic parola? Da. Zi-o, ce stai atât să te gândești? Zi parola, te-a întrebat omul. Îl cobaia, rege. Stai să mă gândesc dacă o mai am la vreun cont. Stai așa să mă gândesc. Stai să mă gândesc dacă o mai am la vreun cont. Acum tot se gândește când e ziua lui taică. Da, exact. Stai mă, poate chiar o mai am undeva aici de bun. O zic la 3 milioane de oameni parola. Stai un pic. Bine, 3 milioane. Bă, Shelly, 3 milioane am. Da, mulțumesc mult. Mulțumesc mult, mă bucur mult că sunteți aici și da, fraților, sunteți 3 milioane de oameni, urmează să auziți parola asta. Prima parola. Nu ne zic personajul, da, zic din ce desen personaj. În ce desen? Din Tom și Jerry, că mă uitam când eram mic. Asta e primul desen care zic. Chiar mă uitam când eram mic. Te cred. Și data nașterii al taică... Cred că e Jerry. Sau Spike. Sau cum se numea câinele ăla. Este 1959. S-a mort dacă vrei. Din ce? Chiar mă uitam când eram mic. Te cred. Și data nașterii al taică este 1959. S-a mort dacă vrei. În ce zi? 11 noiembrie 1959, are 63 de ani. Mai am un frate, are 38, 39. Câți ani aveai tu când ai făcut YouTube-ul? Gen, când ai pus parola asta? În 2011 sau 12, nu mai țin minte. Și stai puțin, deci parola, zi parola puțin. Păi a zis Tom sau deci, Jerry, 1950. J-E-R-R-Y. Nu știam mă scrie Jerry cifre. Corect. Nici nu cred că ți-o ia mă ca asta parola, zic, nu? Da, poate nu-i Jerry, mă, poate e câinele din... Bine, Spike și niște cifre, dar... Are o, are peste 8, stai liniștit. Păi are peste 8, dar îți cere și are o... Nu. Cere păi da, Spike, pe vremea aia nu cerea nimic, stai liniștit. Pe vremea aia puteai să spui parolă la parolă. Hai să vedem. La ce? Parola, parola? Verdictul vostru. Asta mi-a plăcut. Eu aș zice că e adevărat numai că avea data lui taică-sa. Că trebuia să-i dea s-a voie gândit. Să nu uite nici taică-sa. Exact. Să uita el. Da, dar e vorba. O zic exact, înseamnă că e fals, că vrea să mă creadă că e adevărat, da. E fals, e fals, e fals, e fals, e fals. O avem, exact. O avem, e o avem, e fals, că a zis, zi un desen și ai spus hai zi, Jerry. Hai zi, ziceți. Răspuns final, fals. Da. Zine Gami. Fals, că te-ai dat de gol pe Gami. Pare rău, băieți, v-am dezamăgit. E ce problemă, frate. Vreau zici tu Looney Tunes. Îmi place conceptul ăsta, așa, de serial. Acesta, făcut de serie. A fost o idee destul de bună. Hai, Costi. Am fost la o petrecere acasă la... Și dacă vă place, mai fac reacții la celelalte episoade, că văd că sunt nou. Dacă nu uităm la acest playlist. Smiley și am furat o poză de pe frigiderul lui. Poză... Hai, Costi. Am fost la o petrecere acasă la Smiley și am furat o poză de pe frigiderul lui. Poza e acum pe frigiderul meu. Altă reclamă! Ah, de ce s-o fain! Când ai fost tu? Zi ziua. Ziua lui Smiley? Cu ce ocazie erai la ziua lui Smiley? Era ziua lui? Cu ce ocazie erai acasă la el? Bă, a fost o petrecere, a fost în apropiere de ziua lui cumva și s-a pus că a fost petrecerea de ziua lui, cu bro am fost. Păi de ce n-a fost fix de ziua lui? Era ocupat, nu știu, n-am organizat ziua lui Smiley. Dar cine a mai fost acolo? Și Lucian a fost.
la ziua lui Smiley. Cine mai fost? Zi-mi așa. N-am fost, dacă... Da, da, m-am uitat așa puțin. Cine a Chris Bocenariu ăsta, că vreau și eu să știu. Nu te, nu căuta sprijinul aici, că nu o să găsești. Eu am ajuns, noi n-am fost invitați, eu cu Bro am ajuns, era Lucian acolo și ne-a chemat acolo. La, la el acasă? Da, da, cred că da, era un... A, direct de fapt, acolo ți-a ajuns? Ba da, da, la ziua lui acolo s-a ținut? Era, cred, noi am ajuns pe la două, gen, pusesem înainte undeva și după aia am ajuns acolo, da. Frigiderul ăla era în încăperea aia, cu da, la el în casă. Și deci noi... era la el în casă, Smiley și face ziua de naștere cu o grămadă de invitați la el în casă. Nu erau foarte mulți oameni, nu erau foarte mulți oameni. Și erau, cineva i-a dat un aparat de la... Ți-ai scos, este în cercul restrâns de prieteni, da, Smiley. Masolul, am înțeles. Andrei, cum îi spun eu, gen. Și am făcut o poză la aparat de la... Cum se numește, de scoate poza acolo. Polaroid. Și poza e la mine acum. Și o pusesem pe frigider la Smiley, gen, să aibă Smiley așa să vadă, știi? Și acum e la mine acasă. Sunt eu, Bro și Smiley. Deci, Costi, da, ai făcut poza, da. Tu i-ai pus-o lui pe frigider. Da, gen, se facem ca și cum o să aibă poză cu mine pe frigider Smiley, știi? Dar după aia tot tu ai luat-o. I-am arătat-o. Nu i-a plăcut, logic. Nu, a râs Caterin, că nu știu noi, i-am zis eu cu Bro. Oricum, dacă nu mai ai luat pe frigiderul Smiley, o ia Smiley a doua zi. Da, exact, păi nu, dar asta m-am gândit. Ai zis, bă... Bă, dădea oricum cineva jos, el de fapt a făcut curățenie. Deci, practic, tu n-ai furat. Da, doar să simți păsulase acolo. Nu n-am furat, dar și m-am gândit, ai zis, bă, Smiley, ce contează poza asta pentru Smiley, dar pentru mine? De asta da. Păi fiți atenți, dacă cartonașul zice că a furat... Fals. E fals, mă, e fals, mă, toată ziua. E falsă? Da, e fals. E fals. Ok, s-a votat că e falsă. Costi? Eu care credeam că e adevărat, adică... Bine, mă. Mergem în forță mai departe, Bro. Sunt tare curios sau ce ai acolo. Ai chiar la mintea cocosului. Care o aleg, brother? Că tu ești capitan. Următoarea, prima. Era să mor în c**a la propriu. Cum e? Prima. Era să mor în c**a la propriu. Cum era să mor în c**a la propriu? Era mic și mă jucam în grădină. De ce pare că ai autotune cu era mic, era și mic. Mă jucam în grădină. Deci era mic și mă jucam în grădină și acolo era un c**a se numește, nu? Budă, veceu. Budă de aia în spatele curții. Veceu din ăla, dar nu de oameni, frate. Stai, băi, nu era veceu de oameni. De câini. Veceu de animale. De animale, bă, din ăla, de porci, veceu. De găini, de porci. Cred că era de porci. Cocină, mă, cocină era. Era o cocină și am văzut un corcoduș, zarzăre, ce erau și am vrut să le iau și am căzut. Da, că a căzut în balta cu... Da, mă, zar... Zăr la Cristian... Cocina, nu știu cum era cocina aia. Bă, frate, era cocina și era lângă un corcoduș sau zarzăre, ce era. Și am urcat în el și direct în... Era mic, frate, aveam, nu mai știu, 3-4 ani. Ați văzut, eu am văzut scuza asta repetată de multe ori. Eram mic, frate, eram mic, ce vrei, dacă eram mic. Dar tu faci observații numai când sunt ei, mă, frate. Bă, tu cu cine frate, joși, numai, mă? Frate, gata, nu mai zici nimic. Ia ta, mă, să mai zic și eu ceva. Gata, mă, păi, că m-a picioare. Ia jucați la zic. Vorbea, să zici că e clipul lui. S-a supărat Sally, băi. Nu vorbește, să zici că e clipul lui, ești nebun? Hai la gluma, bravo, viață. Păi chiar că e clipul lui, băi. Gluma asta, mă. Hai să vedem totuși cu stare curios cum s-a ajuns la o situație ripicioasă și așa în cocină, deja ai credit o poveste interesantă. N-aveai tavan la cocină aia. Ai, scuze. Stați un pic, rămâneți că o rezolv eu, nu vă faceți griji. Pe ce s-a întâmplat? Hai, Shelly, ridică și tu plantele aia pe acolo, Shelly, că uite și ce se întâmplă. Au căzut plantele. Bine, zi de ce era să mori. Că era să mănec, bro, mă duceam, mănecam în cocină aia. Că era, mă, mormanul ăla de noroc. Era mare, frate. De noroc. Ia, bro, cât noroc toată viața, dragă. Hai că... Poate nu era foarte mare, dar eu fiind mic, 3-4 ani, stai să-l era... Iau ca nisipul aia în care te scufungi, mă. Ce fel de animale au defecat acolo? Porci. Dacă-i cu cine sunt porci? Elefant! Păi mai ești, poate eu intra și o vacă. Porci. Ok, numai porci. Vezi că porcii nu fac mult. Era greu să-l pe ăsta, bă, stai. Băi, îmi ia dor. Vezi că porcii nu fac mult. Adică dura vreo 3 ani să... Dacă încă pozițiile ziți, am ajuns la tapte minute. Cam așa, da. Și eu știu că fac puțin. Ce s-a întâmplat după? Da, după ce? După ce te-au scos din... M-au scos de acolo, da. M-au scos, da, m-au spălat cu furtunul și aia. Cu furtunul doar. Bun, hai cu să vedem. E momentul să dăm verdictul până... Eu cred că dacă se întâmpla treaba asta și ca să ajungă să aproape să moară, trebuia să nece, da? Adică să ajungă undeva și prin zona asta. Dacă ajungea și prin zona asta, nu mergea doar cu un duș, trebuia un spital.
Da? Da. Join Ultimate Champions and share your passion with us. You can collect players from any team in the game. Da. Bă, știi care-i faza? De fapt, da. De la porți, de la trebuia aia. Trebuia măcar o inspecție, ceva. Să nu cumva să aibă alte boli. Poate a dat el detaliile greșit, că asta știu și eu, adică de la țară, nu... Făceau porci maldare de căcat și cineva i-a lăsat. Acum, ca să nu pară derutant, bă frate, cred că erau porci. Acum nu știu, era mic, era căcat de animal, dar porcii... Okay. Cred că aveți suficiente căcat, informații. Frate. Ce culoare era? Bun, verdictul vostru este... Mi-e greu, nu știu, nu mă bag. Bă. Cum adică nu te faci? Porcii nu fac mult pe deoparte. Eu cred că ar fi fost oricum, chiar și dacă era povestea un pic clickbait asta cu mamă necat cu... Da, 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 da. Nu te-ai necat la propriu să tușești, că știi? Bă, vomit, gata. Bun, deci verdictul vostru, că o dăm în altele. Dacă era groapă, îl credeam. Dacă era o groapă să pice în aia, dar dacă e așa, ăla, eu zic că nu. Doar un murder, nu? Da, da. Dacă zicea că sunt încă**at, o credeam, știi, dar parcă stăneci încă**at. Da. Să mori, nu că te ne mori. Bun, hai să vedem. Deci verdictul vostru este că povestea este falsă. Da, nu se neacă nimeni de la falsă. Bro? Hai că până acum toate au fost false. Când ajungem și noi la adevăr? Hai să auzim. Povestea adevărată, frate. Este mai... E adevărată? Bine! Ai nevoie să dai niște da, da, le dau, băiatul, da. Era la bunici și în spatele casei, pe lângă cocină, unde era cocină care bunicii mei au avut foarte mulți porci, exista un corcoduș, frate. Dar nu era fix, era fix lângă. Și ca să ajungi la corcodușul ăla, trebuia să o colești puțin. Balegaia, înțelegi? Nu știu cum dracu, aveam 3-4 ani, nu mai știu câți ani aveam, am alunecat. Am căzut și pur și simplu mă scufundam la modul că mătușe mai și maică mai au venit și m-au scos, cred că era până aici și încă se mai ducea. Nu știu acum dacă mă duceam și muream în lecate c***at, nu pot să știu adâncimea, dar știu că am țipat, maică mea cu mătușe mea culegeau pe c***. Nu sunt consos, spun pe dar parcă vine puțin în rău asta. Acolo prin grădină m-au văzut, m-au scos și m-au spălat cu furtunul. Eu n-aș fi crezut că e reală. S-a întâmplat chestia asta. Mișeu, cine ar crede asta ceva? Am mai zis undeva mai un copil a murit. Poate de asta am noroc. Băieți, e seara. Schimbar mai repede subiectul. Seara, sunt luminile astea, vin toate muștele, nu știu dacă se văd pe filmare sau nu, dar hai să vedem povestea asta puternică, Teo. Hai, brother. În clasa 5-a am dat două palme la două fete diferite. Palme le-ai lovit sau palme la funduleț? Nu la funduleț, că nu eram... Gen, le-ai lovit, le-ai... Le-am lovit peste față, dar nu tare. Din ce motiv? Erau cam bully. Ele. A, ele erau. Păi și tu? Ce zis? Give me fire! Nu ai. Deci ele veneau la mine, mă făceau, ba, Teo, ești brother, nu știu ce, copilărisme, și mă enervau câteva zile, o săptămână, și până la urmă, bam, ce dat? Are cineva o limită, da. Și le-am dat bam și bam. Și de atunci eu n-am mai nimic, a? Roșiule. De atunci, o, domnul Teo! A fost o nebunie. Au blacovul nou după aia. Mă rog, a fost o nebunie cu profa, cu părinții. Și le-a dat așa consecutiv, adică bam, bam, sau i-a dat la una, cât a 12 ani și a dat și la aia. Păi, ele erau prietene și erau mereu practic împreună. Și când era luna, i-am dat și lungea. Stai, a venit palma gen... Bam, 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 bam! Puc! Bam, sau, bam, bam! Cu dreapta. Aia, prima, a văzut că și-a luat tovarășa ei mare capa, că n-a reacționat la nimic și l-a așteptat pe al ei. Știa că mai la coadă. Teo, și eu, și eu. Era ca în video ăla de vin pe rând și le dă palme. Bă, nu știu, mai era apucături de asta, mai era apucături de asta. Eu refuz să cred că e adevărată povestea asta. Nu-l văd în stare să ridice nici măcar un deget. Dacă tu ai făcut treaba asta, o să avem o discuție foarte mare. Dar stai mă, că a fost bullying, o să te zică că e față, doar de dragul să n-aibă discuție. Și chiar dacă au fost bullying, nu-l văd să facă asta. A zis strategia, ea în loc să ricească, încearcă să schimbe rezultatul, dar să ricească. Creier de femeie. Dacă e adevărat, am și o explicație după. Care explicație? Păi eu acum, care explicație de la două palme? S-a scurs timpul, s-a scurs timpul. Și Denisa. Încă una și gata. Ce o zis maică ta de chestia asta? Bravo, mamă. După ce i-am povestit, m-a certat un pic, dar cumva a fost de acord la modul că m-am enervat, dar nu m-a certat că, bine, m-a certat că de ce am dat, dar a înțeles de ce am cedat nervos, practic. Ok, ok, ok. Da. Eu refuz să cred că tu ai făcut asta și că mama ta a fost de acord. Corect. Gen, că nici am... Și eu. Refuz. Nu te-a certat nici, da, tu nu te-ai... N-ai avut nicio... Atunci înțeleg că verdictul tău... Vorbești prea mult. Da, după aia... Dai ultima întrebare de la tine. În momentul ăla în care l-ai lovit, ce ți-au zis, ce ți-au făcut? Au început să plângă.
Nu. Gata, stop, s-a terminat. Gata. Asta a fost întrebarea. Motivul. De ce l-ai lovit? Fix ce ți-au zis în momentul în care ți-a venit? Am răspuns, eram bullied. De acesta de creanceat, de la femeia fea. Nu mai țin minte exact. Perfect, răspunsul perfect. Și chiar dacă ar fi făcut treaba. Ce mai prefer răspuns? Asta. Țin minte măcar, te-au făcut prost. E, greu. Ți-am dat o Costi, Teche și răspuns final. Mi-e greu tare. Echipă, mergem, eu nici nu. Și facem ca voi pentru că eu gen cumva sunt prea subiectiv aici. Ai divia să mai greu. N-am omorât o muscă. Bă, nici eu nu văd în stare, da. Dar știi cum e, mă, ăștia? Da, mă, dar dacă ești mic. Ăștia cu fețele astea simpatice sunt cei mai mari nebuni. Da, mă, mic, mic, dar te deranjează două spune. Eu zic adevărat. Oh, ce? De ce? De unde până unde? Păi da, trebuie să argumentezi. Da, eu am încredere în simțul. Haideți, mă, adevărată, mergeți pe adevărată? Zici tu că e adevărată. Adevărat, mergeți pe adevărată? Care e argumentul? Pentru că eu mă gândesc că ar fi ales povestea asta special pentru că știa că o să reacționez așa, gen, că nu-l cred. N-are cum. Uai, așa e parte să ducă, nu cred. Mergeți pe povestea adevărată. Cred că e fals. Mergeți pe mâna acestei mei? Da, mergem. Ei zic că povestea e adevărată. Teo! Mergem și ai lovit două fete? Ai lovit două fete în clasa 5-a? Da, m-ai lovit. Băi, frate, spre rușinea mea. Bine adevărat. Bravo, bravo, tată, bravo. Nu! Spre rușinea mea, nu. Spre... Ce intuiție. Era bine. Băi, acum am nevoie să mă ascultați un pic, pentru că știu că e ceva anormal cu care nu sunt de acord în momentul de față. Deci, spre rușinea mea, este adevărat, aveam 12 ani, eram efectiv stresat de ele. Mă mânca ochiul stâng, trebuia să merg pe adevăr. Dacă data viitoare îmi ascult instinctele. Bullied două săptămâni la rând și mintea mea de 12 ani a cedat nervos și a considerat că prin asta se rezolvă chestia. S-a rezolvat? S-a rezolvat! Dar nu asta e important. Existau o multitudine de... Nimeni nimic. Toată lumea spune că violența nu rezolvă nimic. Uite că rezolvă! Soluții, nu neapărat agresivitatea. O femeie s-a rezolvat. Bă, frate, o femeie trebuie respectată, nu trebuie lovită. Realitate, da, o femeie trebuie respectată. Nici o situație și poate și voi învățați din greșeala asta pe care eu am avut-o. Gen, de asta am ales-o. Râdem, suntem șocați. Mă gândeam că o să ziceți că e falsă, că de-aia am dat-o să câștigăm. Mamă. Dar și ca să fie o lecție, să nu faceți asta niciodată, gen. Bravo, Teo. Bravo, Teo. A pierdut punctul, e momentul de aplauz. Ai grijă. Ai grijă. Ai încercat să folosești psihologia inversă pe mine, dar am făcut-o inversă. Bravo, 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 da, de apreciat acest. Când aveam 10 ani, am ajuns la spital în timp ce mă prefăceam că eram gravidă. Bro, trebuie să știi asta. Ți-a povestit o chestie de genul ăsta. Cu ce te duci la spital? Cu mașina, cu părinții. În timp ce te prefăceai că ești gravidă, din ce cauză? Mă jucam cu verișoara mea și ne prefăceam că suntem gravide, ne jucam de-a gravidele. Și am ajuns la spital. Fii atent aici, atât de... What? Penibilă sună asta încât eu cred că e adevărată să mor. Dar din... De ce? Spune-mi ce vă jucați, ce te jucai cu prietena ta? Cu asta e extra, că suntem gravide. Asta să vă jucați de-a gravidele. De ce vă jucați? Aveam o pernă lipită. Cu... Ce? Sub... Tricou aveam perne lipite. Și pe ce motiv ai ajuns la spital? M-a înțepat o albină în timp ce ne jucam. A, și gen, n-ai mers pe motivul că ești gravidă și nu. A, deci erați afară. Păi și unde vă jucați? Afară? Afară, în fața curții. Unde era curtea? Bro, are prieten. Zero? Serios? Yeah. Serios? Cum? Gen, unde? În București? Lângă București? În Ploiești. Așa, asta era întrebarea. Râdeți toți de mine, zic că eu singurul prost. Ce s-a întâmplat? S-a umflat sau ce s-a întâmplat? S-au panicat părinții să te ducă la spital? Am început să mă panichez eu, că îmi făceam așa, m-am înțepat albina, și m-am dus la mama și a zis, hai să mergem la spital. Și te-ai dus în timp ce încă te jucai de-a gravida? Și ai dus cu perna? Lipită. O pernă. Gen lipită sau pur și simplu? Cu și n-ați mai dat-o jos înainte să mergeți la spital? Și ce au zis ea de la spital când te-au văzut cu perna? Că e gravid. S-a uitat puțin ciudat la mine, s-a uitat puțin ciudat la mama și după aia și-au dat seama că e o pernă sau ceva. Ce una? Auzi, crezi că la 10 ani ești atentă la cum se uită asistenta pe eu tine? Cred că la 10 ani n-ai de unde să faci rost un scoci ca să te joci. În condiții în care te-a înțepat albina și ești panicată, da, și se frică jos, și mai cât exact. La 10 ani. Perna jos, doar nu merge așa, da, la da, spital, eu merg fals 100%. Ce ți-a zis maică-ta în momentul când a văzut că tu ai perna aia? Păi mama știa că mă joc. Ok, după ce te-a întrebat, a venit la tine, ce s-a întâmplat, ce ți-a zis legat de pernă? Nimic, de pernă nimic. De deci ce nu să zic ți-a ceva? Zis ceva, bă, știi că mă gândeam, mergeam pe chestia asta, că poate zice maică-ta, hai ca să nu s-o sperii, s-o lasă, intre să fie în continuare filmul jocului, dar dacă nu i-a zis nimic. Deci, verdictul? Fals? Stai cu ea în casă, prima dată nu te-am crezut, te cred a doua oară, dacă n-ai dreptate, nebună. Și nu ți-a povestit. Adevărat.
convins niciodată de chestia asta, nu? Deci mergeți pe fals. Fals, mă, frate, au, dacă și asta e adevărată, urmă asta. Este falsă. E adevărat. Este adevărată. Bine, băi, ce e asta, mă? Ce? Bine, băi, Chessy, mă, băi. Eu nu cred că ai ajuns cu scociu acolo. Da, spitalul este la 5 minute de curtea mea. Da, dar de ce nu ți-a scos maică-ta perna? Nu contează, e adevărat. Pentru că eu m-am panicat prea tare, pentru că mie mi-era... Nu te mai crezi niciodată, de albine. Eu m-am panicat prea tare și pe ea a interesat-o mai mult să mă ducă la spital să mă calmeze. Plus că e spital de oraș mic, gen. Hai, frate, așa e în viață, mai câștigi, mai pierzi. Techeș, hai de fățioare, dă-o tu. Dă-o tu în povestea ta, jur că nu mă mai bag, că uite, sunt acuzat de non-fair play. Era să dau foc la un bloc din cauza că am mâncat pâine cu ou. Cum? Cum? Ce? Deci găteai. Da, da. Ai vrut să-ți gătești unul? N-are cum, n-are cum. Vreau neapărat să au povestea. Nu, și a luat foc, bănuiesc, tigaia? Pâine cu ou, pâine cu ou. Da, tigaia a luat foc sau ce a luat foc? De era să dai foc. Păi nu a luat nimic foc. Și cum era să dai foc? Folosea tigaia dry cooker. Era să ia dea foc, asta fără foc. Deci m-am trezit dimineață și am vrut să fac pâine cu ou. Fii atent, întrebarea e simplă. Dacă nu a luat nimic foc, cum era să dai foc la bloc? Deci, am făcut pâinea cu ou, da? Am mâncat, era dimineață și am plecat să lucrez după aia toată ziua. Dar am lăsat aragazul pornit. Are logică, da. Uleiul pe ea, la maxim aragazul șostat. O stat de dimineață, am plecat pe la vreo 9 și m-am întors acasă pe la vreo 2 noaptea. Nu zice 2. Câți ani aveam? 19. Era sigur că 19. 20. Factura de aragaz, cred că a fost veselie direct. Dar unde era? Unde erai? Ce zi? Unde eram? Da. În București, în București. Eram mutat aici. Da. Păi și ce s-a întâmplat? Adică tu când te-ai întors, ai deschis ușa la casă. Așa? Ce ai văzut? Fum sau ce? N-am văzut, am simțit o mare puternică căldură. Că o arsă atâta ziua și am intrat și a venit așa un flux de... Ce tigaie era? De inox? Sau nu știu? Dracu să iei. Bă, știi care-i duma, băieți, ca idee? Eu cred că dacă lași ori în șir orice tigaie, se topește mânerul și de acolo pleacă ceva. N-ai cum să lași o tigaie pe foc, era făcut deschis, ai zis. Da, făcut și deschis. Și tu ulei și tu da, să intri... Ce le-a maxim? Simți căldură. Sare uleiul ăla, face, no, face e ceva. Negru, e negru, e ulei încins. Face ceva rău, știi că ăla când prăjești bacon, sare ăla ulei. Lași ori în șir o tigaie faza, cu ulei. Da, dar faza e următoarea, că am fost atent la el cum a ridicat ăla și cum a citit. A vrut să pară nedumerit și ca și cum ar părea că e o minciună și după aia a răspuns la toate detaliile cum trebuie. Da. Gen, trebuie să te uiți și la asta. Eu merg pe fals și înclin cu puternicie. Și eu mai spre fals că s-a uitat de câteva ori nesigur pe întrebarea din cartonaș. Stai, nu, el cred că e adevărat. Eu zic că e adevărat. Și ce ai făcut după aia când ai aflat? Primul lucru. Chis focul. Mi se pare logic. Închide focul, că ce să facă? Mai pune ulei. Tigaia era intactă? Da, da. E fals, e fals, n-are cum. După aia mai rău pâine cu ou. Nici n-a mai dat drumul la foc, a pus direct două ore sau prânz. Deci tu ai intrat în casă, era că cald. Foarte cald. Ai intrat în bucătărie. Da. Primul lucru pe care l-ai făcut, ai intrat în bucătărie. Da. Și ai închis focul. Da. Nu era fum, nu era nimic. Nu, era cald. Uleiul, unde? Era pe jos. Tigaie, era în tigaie. Nu știu ce zonă. N-are cum, frate, sare ulei din tigaie. L-a fost de mult. N-are cum. E fals toată ziua, bă. Dacă asta e adevărat. Dacă de explicație astea sunt posibile. Clocote așa un pic, dar nu sărea bun. E timpul pentru verdict. Mă, frate, mie mi se pare ilogic. Dar mergem pe adevărat, dacă voi doi sunteți adevărat, eu aș merge asta pe adevărat. Întrebare, asta a fost... Nu faceți bine, nu faceți bine, băi, băieți. Nu faceți bine. Pe fals. E prea sas, this is very sas. Poveste gătită așa la foc mic. Nu se mai ieși la zic. O poveste gătită așa la foc mic. Nu se mai ieși la din platou. A ajuns invitat să mă dea afară din platou. Deci e adevărat. E adevărat. Sau eu zic că e adevărat. De ce? E cel mai mare adevăr. Răspuns final, gata? Da. Da, mă, era adevărat. Nu știu cum, dar dacă spune că e adevărat. Dacă omul spune desi, hai. Bine, mă, 6-6, cu mine n-aveți șanse. Hai să vedem, Teo. Hai să vedem. Deci m-am c***at pe mine la o petrecere și am aruncat chiloți în coșul de rufe din acea casă. Câți ani aveai? Câți ani aveai? Ce 18 bun, ce ani bun. Am fost la un majorat la cineva acasă. 18 ani? Ce ai mâncat în ziua aia? Ceva gătit de mama strastă că încă stăteam cu ei. Pentru mine atunci era un lux să-mi comand mâncare, ceea ce făceam foarte puțin. De ce n-ai ajuns la WC-ul?
Păi faza e că eu voiam să ajung, dar era... departe. Și nici nu prea știa unde e și era urgență maximă. Și unde ai mers să faci? Ai făcut gen... era codoșul. Gros. Ai murdărit sau l-ai... L-am murdărit, că eu practic încercam să mă țin, dar era jale în stomac și a ieșit un pic. Și de, ce? De ce i-ai aruncat? Păi pentru că riscam să treacă prin stratul ăla de chilot, să ajungă pe pantaloni și să-mi miroasă. După ce ai aruncat, ce ai făcut? Te-ai spălat? M-am șters prima dată. Așa. Nu m-am spălat, m-am șters și am tras. După aia am mirosit pantalonii să văd dacă a ajuns. N-a ajunsese, mulțumesc Dumnezeu. Și... m-am dus înapoi la petrecere. De ce i-ai aruncat în coșul cu rufe și nu la coșul de gunoi? Păi faza e că m-am gândit. Mai bine să găsească. În momentul ăla eram și amețit că băusem și eu un pic cu băieții, înțelegi? Și asta am zis decizia cea mai bună. Băieții plăia ziua unui prieten de-aia tău. Locuia cu părinții, cu iubita. Dar tu ce rechipul, ce echipul ești? Bă, iar ne stângi combinația. Locuia cu părinții. Cât ți-am făcea? Păi majorat, făcea 18 ani. Iată-mă, băiatul ăsta 18 ani încă face caca pe ei, adică mi-a dat seama. Vezi ceva ce ai pus la cântă? Ce ți-au zis după aia? Gen, păi a zis atunci pe grup. Tu ce ai și zis? N-am recunoscut, dar cumva au zis ceilalți că povestisem câtorva persoane după aia. Și cred că s-a aflat, dar niciodată... Vă frumos și de s-a căcat și am aruncat în coșul de rufe. Înțeleg că ne îmbătăm și aia, dar puțin bun simț. Puțin bun simț, băi. S-a terminat timpul, George. S-a cam terminat timpul, s-a terminat timpul și ați primit cam multe indicii, băieți și fete. S-a terminat timpul, gata. Adevărat sau fals? Vă rog frumos să răspundeți. Eu zic fals, mă, n-ai făcut asta. Eu zic adevărat. Dacă cunoști ce că e adevărat. Mai știți ce au zis la întrebarea de ce eu aruncat în... Cred că e fals. Coș de rufe și nu la coș? Nu mai știu. Ce ai răspuns? Nu mai avem voie atât cu timpul. Da, a zis că a trecut. Băi, nu cred că ar fi făcut asta. Nu mai puteți, nu mai puteți să te bani nimic timpul a trecut. Eu nu cred că ar fi făcut asta. Nici nu. Mergem pe voi, sunt doi. La 18 ani. Bă, la 18 ani. Bine, dacă ai făcut-o, ești nesimțit, mă, băi. La realitate, dacă e adevărat, e mare nesimțit. Haide, mă, deci votați că e falsă. Să-ți fie rușine, bă, falsă, e, hai. Fiecare cu ale lui. Și acum ce vrei, Teo? Din păcate. Hai, Teo. Din păcate, e adevărat. Bravo. E fals, bă. Bă, deci m-am speriat, gen eram... Cine mi-a pus, mă, povestea asta? Da, la modul ce mă zice de... Uite, dracu, la cele de acolo, uite-l! Deci dacă povestea asta era adevărată și o făcea public, că eu aveam 3-4 ani când m-am unecat în c***a de animal. E ok, da, am înțeles. Era fals din start, adică n-ai cum. Da. Ai mințit prost, dacă ce ai 5 aveai, da, asta e. Eu vin, da? Era să mănec în p***t. No clickbait. I-am hăcuit PC-ul unui prieten în timp ce se uita la filme pentru adulți. Hăcuit PC-ul în timp ce se uita la pornache? În timp ce se uita la filme pentru adulți. Ce fel de hack foloseai? Hai că am ajuns și la plus 18. Hack. Din astea, pe atunci, asta se întâmpla undeva prin 2000 și ceva, că eu sunt bătrân. Și trimiteam pe Yahoo Messenger hack-uri. Tot felul de aplicații, de executabile. Cum funcționa hack-ul ăsta? Dădea el click pe link? Deci, fii atent, erau, știi TeamViewer? Știu. Viewer, bă! Nu, ea nu l-a ascultat, așa se zice. Cum se era? Nu-i Viewer? Bă, noi îi facem așa, bine, cu egreza la chestia. Deci era un program de genul ăla, da, care îl trimitea executabil. Ok. Și te conectai la calculator, omule, cum am conectat, a apărut filme pentru adulți la el în PC. Câți ani avea omul? Poate de fapt ți-a dat ție un virus porno. Nu, nu că tu ești gen, dai seama, 14, 15 ani, 13 ani, noi am început de vreme. Shelly, tu mi-ai zis mie chestia asta, că făceai și tu când erai mic. Știi că am avut-o de asta cu hacking-ul, dacă paranteză că mi-ați adus aminte, știți cum am aflat eu și cum am văzut eu prima dată ceva sexual ever în viața mea. Bă, stăteam la calculator, țin minte, și acum nu știu cât aveam, 6, 7, nu mai țin minte exact, ți-am ideea că am nu știu ce virus, frate. De la GTA Vice City, crack, ceva ce încercam eu să-mi pun, au apărut doi mâncați și pui tăi pe tot ecranul. Doi bărbați? Bă, mâncați, nu, erau unii și oia, e ok,
ei. Și ce ai făcut? Ce ai? S-a luat și el. M-am panicat, frate, că mi-era de-ai mei, mi-era de nu înțelegeam, nu înțelegeam nimic, înțelegi? Și gen eu atunci când cum aveam calculatorul, cumva gen se putea vedea din bucătărie pe o ușiță ce era calculator. Cum a venit? Și toată copilăria mea strategic am avut obstacolul ăsta, că putea vedea mama la bucătărie exact ce făceam eu, știi, ce vedeam, ce aveam wow. monitor. Dar continuați povestea. Da, și ai dat link-ul ăla. Am și o poveste de astea, așa că... Deci voream să-mi descarc în Overwatch. Eram nicăieri că aveam 7-8 ani, nu știu. Și am descărcat de pe site-ul ăla, pirating, nu știu cum. Așa, am descărcat, hop, 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 vreau să mă joc Overwatch. Nu știam că... Așa, oricum era mic. Și când se descarc pe de-aia, pe URT, sau cum se numea. Ăla verde cu două urechi albe, așa. UTorrent. De pe site-ul ăla, așa. Și l-am descărcat, chiar m-am descărcat și când se intră în ăla, în jocul care trebuia să fie joc, așa, era un clip de ăla. Overwatch, era Overwatch, dar mai că era hentai. Era... și eu eram chefa de genul ăla. Ia asta, eram avul în bătaie, ne-am pus în așa, eram, bă, ce, e mi-a dat să dar am stat cu vreo câteva secunde așa, una, două, trei, patru, tins, așa, tins, tins, și mi-a dat gata X, am dat acolo X, așa, eram, pe, și asta e adevărat, mai nu mai știu de când, dar cât aveam mai atunci, dar da, eram mic oricum. Aveam calculator atunci, nu era, nu aveam, sau aveam, nu știu că nu mai știu, oricum. Da. Hai să continuăm, Achia. Dacă pe asta o pun pe TikTok. Pentru mai multe followeri și like-uri. Ăla nu, era, nu era link, era un aplicație executabil. A, și el o deschis. Da. Ce ai zis, da, ce ai zis că e treaba aia? Nu pictură, nu va poză, e din asta piesă, o piesă de-a mea. Deci făceai piese când probabil. Atunci? Da, când de mult. Dar nu eram cunoscut cât asta. Aș zice că e fals pentru că l-am întrebat dacă o deschis ăla executabil jos, că nu știe sigur. Numai păi dacă a, deschidea ar nu, a de link nu era link, i-am da, zis, am trimis. A, nu, okay, nu, am zis okay. Asta să nu se... Da, mă, bă, par genul care face de asta. Și de ce ai vrut să faci asta? Și era... Tentant, intri la un prieten în PC. Da. Haide, ziceți. Mai aveți întrebări ceva? Nu știu. Ultima. Nu mai gata. Ce ui? Băi, Gami are strategia după asta. După ce a citit cartonașul, a făcut-o pe asta. Da, da. Better Call Saul. Păi da, la de rută. Când nu se mai uita nimeni. Eu așa l-am văzut, dar acum. Ne uitam. Cred că e adevărat. La de rută. Cu tine. Eu zic că la de rută a făcut-o. Eu zic că e fals, dar nu neapărat. Bă, el e atent la orice gest pe care o face. Crezi că nu e în stare să inventeze un gest? Am oprit filmarea pentru că am rămas fără baterie la laptop și acum, da, hai să continuăm. Inventezi un gest. Atunci mergem pe adevărat. Deci mergeți pe adevărat. Mergeți pe adevărat? Nu, Costi, Bacovia era tu hacker și a hackerit un prieten și voi ați zis că e adevărat. Bă, da, pentru că ai zis că a făcut asta pe mes, astea se făceau pe mes, tu mi-ai zis că făceau la fel pe mes. Vot. Nu mai știu ce am spus ieri, dar cred că am spus adevărat, fals. Și măcar nu mai știu, oricum, văd pe filmarea ce am spus. Tu s-a dat, au votat că e adevărat. S-a dat, trebuie să ne... S-a dat, s-a dat, să avem încredere în tine. Ah, ok, s-a dat. Bacov, e adevărat sau fals? E adevărat. Vezi, adevărat? Da. Bine, mă. Bă, eu credeam că e falsă, frate, că prea s-a încurcat. Te-a încurcat intenționat, zi da. Sincer. Da, mă, da, da, bă, da. Bă, că bacă era o piesă, bacă era un top, bro, da, bacă era... Poate fraieresc cumva, că deja începe a, să deci fie... A, deci ce finessing, ce finessing pe Bacovia, ești nebun. Deci, în clasa 1 m-au alergat 3 băieți și m-au ținut legată de un scaun până ne-au găsit o învățătoare. Prin... Legată de scaun. Răcaște veche și n-are 3 reclame. Prin ce an era clasa 3-a? Clasa 1. A, în clasa 1, pardon. Ce an? Prin 7 ce ani. Câți ani ai în clasa 1? Deci 3? Pe tine te-au luat 3 băieți și te-au legat de un scaun până te-a găsit o învățătoare. Da. Păi și unde te-au legat? În dulap de, te-a găsit? M-au adică legat de scaun. În clasă? În clasă? Da, într-o clasă. Și de ce erați doar voi? Pe cu cheia a legat-o. Asta vreau să știu.
Cum de nu? Și de ce alte ce mai important? De ce? A găsit altcineva în afară de... Dacă el pe mine mă interesează. Într-o clasa respectivă în care m-au dus era goală. Păi și cum ați ajuns voi patru într-o clasă goală? Aveați sportul și te-au chemat acolo sau care era faza? Deci, noi trebuia să eliberăm clasa respectivă și toată lumea a plecat și acești băieți au complotat cumva să mă țină legată de scaun pentru unul dintre băieți. Te plăcea el, gen? Foarte tare. Deci nu te-a luat din altă clasă și te-a dus? Nu. Acolo m-au... Ea era portat la poliție? Adică le-ai zis, bă, uite ce, adică... Nu. Să-i iasă, nu? Ia să mi arăți. Și gen cursul. Teo a zis că, bă, ce contează că nu ne știam atunci, nu se face. Trebuie să știți, băi. Trebuie să știți că o să fie cu mine. Orele se terminase? Se terminase la orele? Nu, trebuia să-i liberăm clasa, de-aia zic până ne-a găsit o învățătoare, pentru că a venit să ne caute. Și ce, tu ai țipat? Ce ai făcut? Nu am țipat neapărat pentru că nu mi-au făcut nimic. Ba te-au legat de scaun! Știi ce nu înțeleg eu? Deci orele nu se terminaseră, adică mai urmau ore și totuși a venit ceva să vă caute. Pentru că nu am ajuns la următoarea oră. Așa oră cu învățătoarea, gen? În altă clasă aveai următoarea oră? În clasa întâi, în altă clasă? Da. Dar la ce școală ai schimbat clasă? Mut în clasă? Nu. În clasa întâi ai o clasă. Da, aici cam bate așa un pic. Păi și cum îi cheamă pe băieți? Pe băiatul respectiv îl chema Alex, asta știu sigur, pentru că mi-a mâncat zilele. Bun, băi, a zis suficiente, e momentul să dați verdictul. Regată de scaun în clasa întâi de trei băieți pentru unul din ei care o plăcea. Singura mea chestie care pot să zic e că numele Alex e un nume foarte comun și asta cu schimbatul clasei mi se pare dubios în clasa întâi. Deci, da, poate e real și nu știu. Într-adevăr, dar fiind o fată frumoasă, fiind mici, în clasa întâi? Da, normal, a fost dintotdeauna. Și ei fiind inconștienți au legat de scaun. E plauzibil. Eu tind către adevărat, acum nu știu. Uite, eu tind spre fals și Gami va decide această soartă. Hai să auzim verdictul. Adevărat sau fals? Tu decizi, frate. Eu fals la 3, mama, alb și negru. 2, 1, dați verdictul. Cred că... Clasa întâi... Dar cu chea legat-o. A avut ea funie la ei? Că n-am înțeles. Se trebuie, stai cu singa, nu? Adică, da. Cred că e fals, I don't know, adică... Fals. Adevărat. Este adevărat o poveste. Nu vine să credă ce... Pentru care a fost mai motivul? Ori n-a fost eu atent, ori nu știu. Nu l-a spus. Fac copii, vreau să întâi. Să vă fie rușine, băi, dacă vedeți asta, colegii Ucesima. Rușine să vă fie, băi. Teche și ia să auzim. Deci, când eram mic, am spart o ușă de termopan cu piciorul pentru că nu-mi dădea frate o margarină. Păi și e surprins de povestea asta. Poate o tactică de... Ușa asta, unde era? Bucătărie, cameră, unde era? Ușa... Cum ieși din casă. Ușa pe care intri... Ușa de intrare. Ușa de intrare, așa. Avem ușa de intrare la casă din termopan? Da. De ce? Da, e mai există. De termopan. De ce? De termopan. Când ai spart-o, te referi, ai făcut gaură prin ea, ai spart geamul sau s-a deschis, ai spart ușa, s-a deschis ușa? Nu, am spart-o, dar avea două layere, două straturi. Nu era tripan, era de la mai prânaie. Deci în față era cumva ceva cu niște cubulețe de alea, așa, mozaic. Da, mă, era de aia cu două straturi, exact ca hârtie igienică cu care nu se șterge Teo, știi? A fost fake, povestea, mai lasă-mă viața! De acum ești căcăcios. Căcâcea e fake, de fake, ești căcâcea. Căcâcea, Teo zice, e căcâcea, puneți asta pe TikTok, ești bun. Deci era o ușă de... Pe TikTok, hă? Mulțumesc că mă pun acum pe TikTok. Follow, da? Plumopan, da. N-avea geam sau avea geam? Mă, avea o parte de sticlă și o parte aia elantă mozaicată. Unde-i partea de sticlă și unde-i mozaicată? Afară era aia mozaicată și unde am spart-o era sticla, geamul. Deci tu ai trecut prin geam? Am trecut prin geam, da. Cu ce ai dat? Cu ce ai dat? Piciorul, am dus. Păi și te-ai julit la picior? Te-ai sânge ceva? Nu, n-aveam nimic. Eram cu șlapi. Câți ani aveai? Cu șlapi? Cu șlapi. Câți ani aveai? Dar nu cred, erau crocs, de aia cred că nu mai am. Nu știu. Aș zice între 7 și 14.
Între 2 și 4. 16 și 14. Precise. Eu mi-am terminat întrebările și nu cred, pentru că e foarte greu să spargi un termopan, mai ales cu piciorul. Așa, cu talpa, bănuiesc. Dai ca așa, dai nu, nu dai cu șpițul. Cu șpițul. Dai cu șpițul un termopan? Dai cu șpițul un termopan. Bă, pe vremea mea nu dădeam chiar cu șpițul. Aveam și noi. Dădeam cu latul. Da. Nu, cum au reacționat ai tăi? Eu dau margarină. Deci, ei nu erau acasă. Ei nu erau acasă. Ah, nu erau acasă și după aia, după ce am făcut asta, mi-a dat margarina. Și ne-am pus să ne culcăm amândoi, ca ei când ajung acasă să nu știe care au făcut o și nu știu. Season 2. It's gonna be insanity. Tonico forte. Au rămas fără idei să mai facă reclame. Dar foarte bine că poate este că copyright e peste tot. Alții spun că nu știu ce, că Bill Gates e chestia, e tachia. Copyright le controlează viertile. Nu știu ce credeam, că dormim infinit, credeam că nu o să ne mai trezim asta. De asta era așa, asta era ușa de la intrare în casă, gen? Da. Păi și tu erai afară și el înăuntru? Nu, eram în pragul ușii, da? Da. Ușa era deschisă. A, era deschisă, ok. Păi zi așa. Așa. Da. Da. Și fratele meu nu-mi dădea margarina, era afară. Aha. Și avea margarina. Deci dacă ușa era deschisă. Geamul ăla. Geamul ăla. Deci n-ai folosit creanța? Nu, nu. Mă, în sfârșit ești cu noi. Deci, are sens ce zici? Ai zis că ușa e deschisă. Da, era deschisă. Nu vreau doar, eu nu mă bag, sunt doar moderator, da, ziceam că doar. Da, nu-mi dădea fratele meu margarina, nu încercam să ajung la margarina. Nu mi-o dădea. Și tu de nervi ai dat cu piciorul. Nu, am zis că dacă nu dai margarina, n-am zis. Am zis că dau un picior în ușă. Bă, frate, știi ce, nu înțeleg, fii atent aici. În primul rând, dacă ușa era blocată și dai, poate mai înțelegeam, dar dacă ușa e deschisă, când dai inerția, mută ușa, nu poți să treci cu un picior prin ușa când ea e deschisă. Se duce ușa. Da, bun. Hai, dați verdictul. E fals. Păi, eu zic că e falsă. Dar nu știu ce să zic, mă, frate. E imposibil. Ce dracu, eu mergeți pe puterea cifrelor 2 la 1 în favoarea ideii că e sau falsă. Sau mai gândiți un pic. Eu mă gândesc cum poți să spargi ușa de termopan, da, dacă e deschisă. Da, la 7 ani cu croșii. Erau de metal croșii. E falsă. 17. Bă, frate, bun, ai, dar e pot timpul să dăm verdictul. Verdictul. Fals, mă, fals. Mă jurați, mă. Frate, eu zic adevărat. Dacă e adevărat, nu știu ce să fac. Să plegeam ăla imediat. Da, da, atunci ce faceți, mă, la număr? Deci fals, adevărat, Gami, tu ești cel care va decide. Capitanul, da. Decizia ta va cântări cu toată echipa. Zi, ce? Zi, eu, mă, cum simți că oricum fals. Fals, înseamnă că votul este pentru fals. Bogdan. E adevărat. Adevărat. Da, bă! Frate, maică mea, vrei să sun? După că termină chestia episodul ăsta, îmi sar pe iam, să știți. Da, s-ar putea că în următorul episod, după că să nu mai am iam. Să fie sar spart. S-ar putea să n-am loc pe el, da. S-ar putea să sparg peretele puse în asa. Spar că aveam un baros, nu mai știu ce. Miau. Ca să fac un loc. Sparg cotele peretele. Mă duc afară. Sparg iamul. Acolo, iau aia sa. Cum se numește așa folie, cum se numește aia albă, partea albă așa, uite cum se numește, o iau, mai fac o gaură ca să intră, apoi sar pe geam. Că altfel nu cum, dar nu știu de unde fac roșii, dar un alt boros ceva. Nu e problematic, da. Follow, da? Ți-am dat follow, beții. Eu te cred, frate, ușa. Că te-am crezut și eram nervos că nu-mi dădea margarina. Da. Bă, mi-era foarte foame și ăsta se juca cu mine, mă tizuia așa, că nu dă margarina și am zis, dacă nu mi-o dai, dau. Îi mulțumesc că noi invitațiilor mei, Cesima, Costimax, Bogdan Techeș, Teo Zeciu, Gami și Bacovia. Eu am fost Cherry și sper că v-a plăcut. Minte-mă frumos, ne revedem cu... Subscribe, like și la mine. Și nu uite de Colosopel, Colosopel, Achia, Coloscopel. Asta e numele, nu e numele, la Colosopel. Un episod cât de curând posibil, dar până atunci nu uitați să zdrobiți butonul de like, să apăsați pe clopoțel, să dați follow pe Insta, subscribe pe YouTube și follow pe TikTok la toți invitații mei care le mulțumesc mult. Să nu ascultați pe Feli, da? De să nu ascultați pe Feli, dacă pe mine nu mă ascultați. Să-mi dați like, da? Ca să ați prea serii, da? Pe el poate nu ascultați, da? O seară minunată! O seară minunată se știe, știe. Și vă, dar de-aia că nu dau like și zbunica, like. E de rău. Alimentează cu carburant nano de mine. Vă fac o vizită, să știți. A, da. Mai lung. Episodul. Nu, bine că sunt din alea.
concursuri și chestii, adică, da. A fost lungul, deja am fumat tot episodul. Ia uite că fum s-a făcut. Da, îmi este și somn pus în aseie și zeche. Trebuie să mă acolo bine că și ieri a fost zeche. Noi că a fost mai devreme, adică mai este 40 de minute. Bine, mă acolo direct. Și da, mâine o să termin. Dar mă rog, hai, e fumatos. Ciao, like-ul că v-a spartos. Bitch, I'm flipping that tilapia, turning the temperature way up, they can't be